și imaginile momentului care vin din Italia, nins atât de mult încât anumite zone sunt blocate sub mașini, mașinile sunt blocate de fapt sub zăpadă, au fost pene de electricitate, iar foarte multe școli din mai multe orașe au fost închise. Este de altfel alertă în 5 regiuni din întreaga țară. Centrul Italiei este cel mai puternic afectat de căderile masive de zăpadă, dar a nins chiar și în regiuni din sud și în Sicilia, iar pe coasta adriatică s-au produs inundații. Localnicii au fost rugați să stea la etajele superioare ale imobilelor pentru a evita pericolul. Un vero dizastru. Alberi spezzati e macchine completamente sepolte, manca energia elettrica e la situazione è destinata a peggiorare con la neve che continuerà a cadere ininterrottamente anche per le prossime 4-5 ore. Există însă și oameni fericiți de venirea iernii adevărate, cum este cazul călugărilor de la Assisi. I fratelli e sorelle, vedete, è arrivata la sorella Neve qui ad Assisi, di mezzo a questa città molto bella. E opportuno per palette di neve, dai! De cealaltă parte a Mării Adriatice, același peisaj ce pare mai degrabă elvețian. Imali smo pre 2018. smo imali nešto slično, ali ovo je puno. Nema se kuda sa njim, nije problem snijeg, nego i više nemate kuda sa njim. Visina vam je preko 2 metra na mjestima gdje prolazite. Ja vrata otvorila od kuće, kako mi je zamelo. Inače, ja obožavam snijeg.